Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Camera Deputaților a mărit ieri salariile primarilor și președinților de consilii județene, dar și ale angajaților din administrația publică locală. Oamenii care lucrează la primării și consilii județene. Pe scurt, cei de care alegătorul este cel mai apropiat și cei care iau decizii asupra cărora sau care modifică direct viața oamenilor. Dezbaterea a fost violentă, reprezentanții PSD, PNL și UDMR strigând către cei ai AUR și USR și cei din urmă la fel au procedat. Mărirea era însă de așteptat după ce guvernul majorase salariile bugetarilor din administrația centrală pe principiul criza nu trebuie decontată de cetățeni. Cam așa e și aici. Parlamentarii au renunțat la mărirea lor de salarii. Așa. Iar acum, oameni buni, eu am să mă opresc aici. Vă las să ascultați în continuare argumentele rostite de la tribuna Parlamentului de către unul dintre liderii PSD, care se numește Gabriel Zetea. Cred că trebuie să auziți ce au auzit și parlamentarii, deputați, și să votați și voi în cunoștință de cauză. Încă o dată, ceea ce veți auzi în următorul minut este discursul cu care PSD a convins coaliția să voteze mărirea de salarii. Așadar, să-l ascultăm pe domnul Zetea. Sunt 400.000 de angajați în administrația locală din România. Toți acești 400.000 de angajați au avut salariile plafonate în ultimii 4 ani de zile. Într-o primărie de 3.000 de locuitori, salariul angajaților de acolo este plafonat la salariul viceprimarului, care este astăzi stabilit ca fiind în coeficient de 3, ori salariul minim de acum câțiva ani de zile, 2.000 de lei. Adică 3 ori 2.000 de lei, 6.000 de lei brut. Asta înseamnă 3.000 și ceva de lei pe care îl primește cel mai performant angajat dintr-o primărie, adică secretarul. Ceilalți angajați au 2.000 și ceva de lei, 1.000 și ceva de lei. Domnule Simion, a spus că țineți cu românii. Vă pasă de ăștia 400.000 de români cărora nu le-au crescut salarii în ultimii 4 ani de zile? Vă pasă de oamenii aceștia? Vă pasă că astăzi, prin această modificare pe care o facem, ajutăm 400.000 de români? N-am pretenții de la USR, pentru că oamenii ăia de la USR n-au călcat niciodată în vreo primărie de comună. Nu i-am văzut în Poinile de Sumunte, nu i-am văzut în Leordina, nu-i văd nici în Cernești, în județul Maramureș, unde au primari aleși USR. Da. Domnul Zetea, ușor înfierbântat, asta a zis. Acum e timpul să vă ascultăm pe voi. Ați auzit despre ce e vorba, eu o să am o opinie pe parcursul emisiunii, dar fac doar remarca că nu s-a vorbit deloc de calitatea muncii acestor oameni și poate ar trebui să o facem. Haideți să vedem, în calitate de angajatori, că noi suntem angajatorii, dacă trebuia dată sau nu această mărire, cu alt motiv decât la toți ne e greu, că ne e greu la toți. Vă spun și că mărirea ajunge până pe la 2.200 de lei brut, cea mai mare pentru domnul Nicușor Dan, și după care merge către șefii de la comune, care mai măresc 1.320 de lei brut și pot să ajungă pe la 13.800 de lei. Da, 13.800 de lei. Cam astea sunt datele și salariile din primării. Și o să revenim pe parcurs. Așadar, 0372069599. Merită primarul tău o mărire de salariu? Este această mărire oportună pentru funcționarii publici? Și se vede, desigur, munca lor din localitățile respective. Acum e rândul vostru să vorbiți. Oamenii au evaluat, au spus care e treaba. Voi puteți să spuneți mai multe. 0372069599. Niniu, salut! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, bună ziua! Deci, eu locuiesc într-un oraș, municipiu de județ. Așa, de unde? De Galați. 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 Ok. E foarte greu să analizezi munca unui primar, mai ales dacă nu l-ai votat și n-ai fost de acord cu el ca persoană. Deci nu voi face așa ceva. Voi încerca, în schimb, să vin cu o idee. Cel mai simplu ar fi
să analizăm salariul minim sau salariul mediu pe respectivul oraș. Nu vorbesc de mediul rural, că nu locuiesc la țară, nu-mi place să-mi dau cu părerea. Ținând cont că în Galați, Brăila, Moldova, salariul mediu este salariul minim, de ce credeți că ar merita primarii din asemenea orașe o mărire de salariu? La ora actuală ei depășesc 10.000 de lei salariu. Cred că la Galați, în viitor, primarul tău va avea 20.700 de lei brut primar de municipiu reședință de județ. Deci 4.140 de euro. Nu-i și merită atunci, o activitate a lui? Și atunci de ce ne mirăm că bagă niște taxe pe locurile de parcare foarte mari, că parcările se încearcă, ca toate parcările din Galați se facă contra cost, dar atenție, nu cu un preț fix, cu licitație. Da. Ca să reușească să ia cât mai mulți bani, au crescut impozitele, păi normal, el e rupt de realitate complet. Ce a făcut primarul pentru Galați, poate a făcut pentru unii. A pus borduri, a făcut șosele, a făcut locuri de parcare, a dărmat garaje, a dărmat magazine. Da. Deci a făcut ceva. A făcut. Întrebarea este simplă. Câte locuri de muncă, câți investitori a adus în Galați primarii din ultimii 30 ceva de ani? Foarte bună întrebare. Și de aici ar putea deci să înceapă... Dacă lumea este săracă, cum își permite primarul să ceară mai mulți bani? Mulțumesc tare mult. Da, sigur că acum în materie de taxe și impozite... Hai să recunoaștem că în această țară de proprietari impozitele pe case și pe ce mai avem noi acolo sunt mici, foarte mici, cele mai mici. Când vedeți câte o casă din aia cu 7-8 camere și un kilometru pătrat de teren, să zic așa, parcă impozitul ăla de sub 1000 de lei nu arată cel mai sănătos, nu? Trebuie să găsim o formulă de dezvoltare și acolo. Dar întrebarea ta legată de investitori e corectă. Salut, Tiberiu! Bine ai venit la România în direct, de unde ne suni? Salut, Cătălin! Te sun din Oradea, din orașul faptelor bune, cum se zice. Așa. Păi, domnul Bolojan a ajuns, uite, la 4.000 de euro. Multă lume din afara României ar zice, domnule, merită. Asta zic și eu. Deci fostul nostru primar chiar își merita salariul pe postul de primar și vom vedea acum ce o să primească de am încolo, dar nu e asta. Nu asta am vrut să spun. Am vrut să aduc o temă mai interesantă, care tot m-am gândit în zilele astea. Tot se plâng de salarii mici și oai și oai și oai, dar ai auzit pe unul care și-a dat demisia, că domnule, nu mi-ajunge salariul, eu plec. Deci n-am auzit pe niciunul să zică chestia asta. Deci înseamnă că merită și așa. Merită și așa, cu salarii da, care așa au. Așa facem și noi, nu? Adică și tu și eu, oricât, și da, poate și noi credem că merită. Eu lucrez la o firmă 2-3 ani, nu mi se ridică salariul, îmi dau demisia, nu? Da. Aici s-a întâmplat invers. Oamenii au pus presiune în Parlament și au zis, domnule, uite că e timpul și se poate mări. Da, e foarte bine dacă au de unde, dar cred că ar fi multe alte cazuri sociale la care să se ridice salariile în țara asta. Și, na, asta este, din păcate. Mergem mai departe, cum se zice. Mergem mai departe și, na, la noi, la Oradea, e foarte bine. Până acum, deci toată lumea laudă orașul Oradea. Cum? Primarul actual, domnul Birta, da. Oameni destoinici mi s-au părut acolo la Oradea, din cât am fost eu de vreo două ori în ultimii patru ani. Eu cred că continuă proiectele a lui domnului Bolojan, eu așa observ, și un pic acum avem probleme cu tătii săpat în Oradea, că se fac tuneluri, chestii, dar când va fi gata, va fi frumos. Acum ne răbdăm și noi. Asta e. Mulțumesc tare mult! Ar fi trebuit majorat salariul doar celor care au sub 3.000 de lei net, nu celor care au 20.000. Țineți minte că am mai vorbit de chestiunea asta. Avem un număr de WhatsApp, 0728-321-322. Primarul meu de acum are un salariu brut de 10.800 fără alte sporuri. În primăria lui lucrează 38 de persoane, în special înrudite. Costul suplimentar pe salarii la o creștere de 1.500 de lei ar fi de 55.000 de lei.
Ulița care duce la cimitir e plină de gropi, are 400 de metri lungime și 3 metri lățime. Costul pentru a fi asfaltată e de 97.000 de lei, iar acum trebuie să le dau 55.000 de lei fără să fac nimic. Da, nu știu de unde vine mesajul ăsta, dar așa se socotește. La Târtășești, în județul Dâmbovița, primăria ar trebui desființată, nici vorbă de măriri de salarii. De ce? Proiectul de apă și canalizare are o istorie de mai bine de 10 ani și nu e gata. Și trotuarele au fost distruse. Planurile cu giratorile promise s-au îngălbenit pe pereții primăriei de 3 ani, ne spune ascultătorul nostru. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Alin, salutare, de unde ne suni? Salut, salut, din Mureș te sun și eu. Mi-a luat vorba din gură. Ce ar fi, în loc să mărim salariile, să încercăm să digitalizăm? Unu, dacă sunt comune sub 1000 de locuitori, ce ar fi să le comasăm? Să nu fie atâtea posturi de primari, consilieri, ce-o mai fi. Astea ar fi doar câteva soluții pe care, dacă eu le știu, mă gândesc că le știu și politicienii noștri. Da. Și l-am auzit pe domnul Zetea mai înainte. Zicea de 400.000 de angajați de care celor de la USR sau nu știu cui nu-i pasă. Privat nu-i păsat. Păi domnul Zetea, știe ce deficit este de personal în piață? Adică vrei să-i scoți de la primărie și să-i trimiți la muncă, la firmă, păi, la tine? Dacă nu, da. Păi nu. Păi mie dacă nu mă mai descurc cu salariu, ori eu mai găsesc un job, ori, nu știu, încerc să să mă descurc. Îmi place întotdeauna emisiunea asta, pentru că spuneți lucrurile și nu o lăsați așa într-o perspectivă, adică, populistă. Nu, când te alegi ceva pe primar, nu te atras nimeni de mânecă să te duci ca primar. Nu? Tu te-ai dus de bună voie și neținut de nimeni, nu? Fost foarte bine și secretarii sau ce o fi angajați în primărie, îl încerci în privat, să vadă cum e. Stai un pic, că vreau să-i auzi pe... Aș vrea să... Așa, cu target. Cu deadline, să vadă și cum e. Au și ei, dar nu le respectă. Stai un pic să-i auzi pe domnii parlamentari, ca să-ți faci o idee. Oameni buni, haideți să-i plătim ca să avem certitudinea că nu le plâng copiii acasă de foame și se pot ocupa de administrație lor, de comunele lor. Toți cei care nu aveți primari, spuneți astăzi că primarii nu sunt buni. Ba, sunt buni, că de asta au fost aleși. Reparăm o inechitate care există de ceva vreme în această țară. Îmbuibare este cuvântul de ordine a acestei dezbateri. Da, ultimul a fost domnul Seidler de la USR. Primii trei erau domnul Simonis, domnul Florin Roman plagiat și domnul al treilea, cred că de la UDMR, cer scuze, nu, n-am reținut acum pe loc. Dar ăștia sunt, ai auzit argumente diferite. Le plâng copiii de foame, primarii sunt buni, totuși fac treabă. Da. Știți ce, ar trebui tras linie la sfârșit de an și dacă primăria ta e pe profit, dacă e pe profit, mă îndoiesc, că sunt, nu cred că sunt un sfert din primării dacă e pe profit. Nu, nici nu vrem să fie pe excedent. Nu funcționează ca la societățile comerciale, dar putea să funcționeze pe proiecte, pe deadline-uri și pe target-uri, cum spui tu. Exact. Exact. Nu sunt de acord cu măririle astea niciun caz. Îți mulțumesc tare mult. Spuneam că îmi place la emisiunea asta pentru că ridicați dezbaterea dincolo de nivelul populist pe care l-auzim și în Parlament. Și mai devreme, Alin spunea în felul următor: prieteni, nu cumva trebuie comasate niște comune? Ia să vă dăm noi niște exemple. Astfel, pe 10 septembrie, guvernul a virat 1,3 miliarde de lei pentru facturile și salariile din 2800 de localități care nu își pot acoperi singure bugetul. Acesta este efectul salarizării din 2017, da? Și aici Europa Liberă are un site-ul Europa Liberă, are o prezentare integrală a acestor lucruri. Țineți minte că în vremea lui Dragnea, Dragnea le-a dat voie primarilor care le sprijineau să-și stabilească singuri salariile? Și acum ai exemple, da? Unde să duc banii ăștia? La Brebu Nou, în Caraș Severin, comună care are 86 de locuitori,
Pe 27 septembrie totuși au venit 200, erau înscriși pe listele de vot 273, dar au votat 87, da? Și 160 au venit pe liste suplimentare. Au fost 251 de votanți. A fost ales domnul Buda cu 58% din voturi, care încasează 4800 de lei pe lună. Prin ordonanța din 10 septembrie, guvernul mai dă acestei comune cu 86 de locuitori, rețineți, încă 250.000 de lei ca să funcționeze până la sfârșitul anului. Comuna bătrână din Hunedoara, 124 de locuitori. Comunitatea are 9 consilieri locali, primar, viceprimar și secretar. Indemnizația primarului a fost pe tot anul 58.000 de lei. Da? Aici nu se uită nimeni. Când domnul Zetea țipă în Parlament, băi, dar nu mai putem cu ăștia. Dar cu astea ce faceți, frate? Luci, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Voi începe cu răspunsul la întrebarea pe care ați pus-o. Merită primarul tău să îi crești salariul ca angajator? Eu spun, la Rediu de Iași nu merită. Și nu merită din două motive. Nu că n-ar munci el, ci pentru că, la fel ca și salariul lui, crește salariul viceprimarului. La fel ca și salariul lui, procentual, vor crește salariile consilierilor locali. Iar la Rediu de Iași, e o adevărată bășcălie la întâlnirile consilierilor locali. Nimic nu se votează, toți consilierii se abțin sau lipsesc. Asta un subiect. Deci nu sunt de acord cu creșterea salariilor. Al doilea, a spus mai devreme că au fost 2800 de localități cărora li s-a dat bani. În România există undeva sub 3000 de comune și 300 și un pic de orașe. 450.000 de bugetari angajați înseamnă aproape 100, media aproape 150 de persoane pe o localitate. E strigător la cer. Da, dar de exemplu la Brașov, citeam ieri un mesaj, nu sunt oameni destui în primărie care să facă treaba aia. Dau un exemplu. Probabil că nici în alte părți nu sunt destui. Știi cum e cu media asta? Dacă mâncăm doi pui, se cheamă că fiecare a mâncat câte unul. Știi la ce, la ce concluzie mă duci tu? La ce spuneam mai înainte. Reforma administrativă este esențială în România și de 15-20 de ani. Oamenii ăștia refuză să o facă. Dar știi de ce refuză să o facă? Pentru că în aceste posturi se pune toată clientela politică și are loc toată îmbuibarea României. De aici vine. Și de aici se trag voturile multe. Când Dragnea, Ciucă, a nu, că îl las pe Ciucă, că el săracul aici chiar e cel mai nepriceput în treaba asta, da. Dragnea, Iohannis, ceilalți, nu vor să facă asta, de asta nu vor să facă. Asta consilierii tăi de la Am ascultat aseară reprezentantul comunelor. Am fost șocată când l-am auzit că nu trebuie reformă administrativă. Cum? Dacă pică postul lui? Cei ca el nu vor reforma administrativă pentru că au niște locuri călduțe, pentru că au niște neamuri prin primării și ăsta este motivul pentru care administrația locală stagnează. Sunt bani irosiți, efectiv bani irosiți. Mulțumesc tare mult, Luci. Fiți atenți un pic și o să rog și pe colegul meu, Răzvan, să fie atent, că sunt liniile pline acum. Dom'le, vreau să aud pe cineva care lucrează în administrația publică din România, pentru că există și această parte. Nu aș vrea ca această emisiune să fie dedicată doar nouă celor din afară. Dacă vreți, ridicați telefonul, sunați acum și spuneți-ne, prieteni, uite, eu lucrez la o primărie sau sunt consilier. Uite cum arată de fapt realitatea. Eu știu că în România sunt mulți oameni destoinici și mulți oameni care își merită salariile mai mari sau mai mici. Și știu că și ei au suferințe și lucruri care trebuie îndreptate. Am văzut comune în România cu oameni care au făcut treabă. Da, zic și eu, am văzut la Pușcaș, în Vaslui, da? O comună care a fost reconstruită de la cap la coadă. Și aia zice, domnule, nu știu cât ia de acolo omul ăla, dar poate merită. Hai, poate reușim să prindem pe cineva din administrația publică. Primarului nostru din comuna Moara, județul Suceava, i-aș mări salariul chiar eu. Rețea de apă, canalizare, gaz, asfaltări, trotuare, sens giratoriu, spațiu de joacă pentru copii, grădiniță ultra-modernă, zice un ascultător. Dar ne scriu și oamenii de la Ploiești. Nu avem apă caldă de aproape 2 luni. Dacă vom avea și căldură, rămâne de văzut. Ce credeți, merită o mărire de salarii?
Horia, salutare, de unde suni? Salut. Te ascult. Eu vă sun din Cluj. Ok. Deloc sunt sibian. L-am prins și pe actualul președinte, primar. La noi, la Cluj, acum este domnul Boc. Am să discut despre această chestiune. Eu zic că își merită mărirea de salariu, domnul Boc. Dar aș reveni la chestiunea ridicată de dumneavoastră, domnul Știbia, de chestiunea legată de reforma administrativă. Ca să dau un exemplu concret, este comuna Săliște, din județul Sibiu, de unde sunt bunicii mei deloc. Este o comună mare făcută în 2004 oraș. Această comună, mă rog, oraș, are, ca și în administrare, practic, 9 entități, 9 sate. Deci este o comună foarte mare, întinsă pe o suprafață mare, cu mulți locuitori. În România există o grămadă de comune formate dintr-un singur sat, care s-au rupt de comune mai mari, din orgolii, din prostie, din dorința, cum ziceți dumneavoastră, de a avea mai mulți, de a avea mai mulți primari și mai mulți oameni pe care să-i împingem în administrație. Deci aici este marea problemă. În ce măsură aceste unități administrative teritoriale își pot susține aparatul propriu al primăriei, consilierii, funcționarii din venituri proprii? Nu și le pot, pentru că așa cum ați spus, au venit cei de la guvern, a venit administrația centrală și le-au susțin cu bani. Și asta se întâmplă de foarte mult timp. Ori nu este firesc, nu este firesc deloc să se întâmple așa ceva. Fii atent la acest mesaj. Da. Sunt un fost funcționar public, fost funcționar public, cu funcție de conducere la o primărie de comună. Am plecat în privat pentru venituri mai mari, dar 80% din primăriile rurale nu își permit salariile propriilor angajați. Nu sunt de acord cu majorările salariilor primarilor, pentru că oricum fură de câteva ori mai mult decât salariul. Pentru anumite categorii de funcționari publici, aș fi fost de acord cu unele majorări. Și zice omul ăsta, atenție, 80% din primăriile rurale nu-și permit, nici nu mă miră. Nici nu mă miră. Repet, cazul acesta al orașului Săliște, eu cred că este emblematic. Nu e vorba de patriotism local, nici pe departe. Este vorba despre o entitate administrativă mare, care are o primărie, nu un sat, o comună. Nu este normal, nu este firesc, dincolo de, repet, de patriotisme locale, de orgolii, de dorințe. Administrativ nu ne putem permite asemenea fragmentări. Și financiar, evident, până la urmă. Că asta este cauza acelei ordonanțe de urgență prin care guvernul vine și spune, fraților, luați de aici niște bani să vă acoperiți cheltuielile. Asta e, de fapt, marele adevăr. Deci asta este marea, enorma noastră problemă. Și cum spui, nu cred că se va întâmpla nicio reformă. Nu se va întâmpla niciodată și ați văzut unde e dezbatere. Și nu numai asta, nu numai asta, încă o dată. Nu sunt relevante orașele de tip Cluj, Sibiu, Timișoara, Oradea. Astea nu sunt relevante. Exact cum spui, 80% din comune. Acum nu-i baiul mare. E un bai foarte mare. Mulțumesc, Mai e o chestiune, un singur exemplu, comuna Ciugut, din județul Alba, care este un exemplu de realizări ale primarului. Domnului primar, îi dăm salariul acolo mărit. Mulțumesc tare mult. Da, de fapt asta e marea problemă. Țara aceasta este nereformată. Iar dezbaterea de ieri cu țipete, cu emoții, cu chestiuni de genul ăsta, e așa un praf în ochi. Pentru că dacă vreți să vă bateți, băteți-vă pe această reformă, nu pe banii aceștia pe care oricum noi avem. De ce îi plătiți suplimentar pe oamenii ăștia? Îi plătiți suplimentar pentru că îi puneți să și votezi, să strângă voturi la un moment dat, nu? Dom'le, avem și un caz aici, nici nu știu dacă să spun fericit sau nefericit la București, o să vedeți voi în 2 ani. Domnul Nicușor Dan, a fost și el întrebat astăzi, a avut o conferință de presă, el are cel mai mare salariu de primar din România. Ce zice Nicușor Dan? Hai să-l auzim pe domnul Dan.
Dacă trebuiau sau nu mărite salariile, eu consider că nu e oportun pentru acest moment. Pe de altă parte însă, avem o problemă. Pe pozițiile de execuție, salariile din interiorul autorităților locale sunt mai bune decât cele din privat și poate nemeritat mai bune. În ceea ce privește salariile pozițiilor de director, ele sunt mult mai mici decât în piață. Nu o să-ți vină un director de investiții care câștigă în privat 5.000 de euro, 6.000 de euro, nu o să-ți vină pe un salariu de 2.500 de euro. Și atunci, pe poziția asta și pe încă 5, 6, 10 poziții importante pe care tu ai vrea să aduci din piață ce este mai bun, nu o să reușești niciodată. E, vedeți că dezbaterea asta începe să capete sens, dar ea nu așa s-a purtat în Parlamentul României. Acolo s-a mers otova, pentru că în momentul în care un om de administrație spune chestiunea asta, vezi că sunt paliere diferite, că procedezi diferit, atunci trebuie să încerci să lucrezi diferit aici. Unii dintre funcționari trebuie atrași cu banii ăștia. Mircea, salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua. M-a auzit? Da, de unde ne suni? Sunt un cetățean care am fost consilier local. Ah, ce bine. În vreo două mandate. Țin să menționez la început că am fost în opoziție, cum se spune. Referitor la faptul că se vor mări aceste indemnizații sau salarii celor consilierilor locali, trebuie să vă spun că s-ar putea să fie o greșeală. Marea majoritate, poate mai mult de 50-60% din consilieri, vin la ședințe, cum să vă spun, mai mult ca simpli spectatori, pentru a ridica mâna la toate proiectele de hotărâre pe care le pune primarul pe masă. Dacă are majoritatea în consiliu, primarul defilează cu tot ce trece prin cap în administrația locală respectivă. Dar... nu zic, e posibil să fie îndreptățiți parte din primari care își fac datoria, dar cred că se greșește în multe cazuri. Dar în privința angajaților dintr-o primărie? Aici trebuie să fim, nu știu cum să spun, să fim și. Sunt primării, cel puțin în primăria pe care am cunosc, din care provin, cred că jumătate din salariați fac multă figurație, dar sunt și oameni care muncesc. Sunt pe anumite posturi cheie unde se duce o muncă grea, respectiv la achiziții, la investiții. Dar sunt și multe posturi, vă spun, care ar trebui chiar și desfințate unele sau comasate. Dacă ar fi să fii într-o funcție de conducere, acum după experiența ta dintr-o comună vreme de 8 ani, dacă ar fi să fii într-o funcție de conducere în administrația publică românească și să poți lua o măsură pentru funcționarea administrației publice locale, care ar fi aia? Primul lucru care trebuie făcut o restructurare. Asta să fie foarte clar. Oamenii care sunt capabili pot prelua chiar și să ducă mai multe din activitățile din primărie. Să fie și bine plătiți ca să poată face o treabă, cum spunem noi românul, sănătoasă. Mulțumesc pentru răspuns. Eu puțin asta aș face din punctul meu de vedere. Dacă aș... oricum am vreo 6 ani de când nu am mai activat în cadrul primăriei. În momentul de față sunt în privat. Dar v-am spus, cei care nu merită măririle astea de salarii, în primul rând, cred că sunt cei din consiliul local. Domnii consilieri, mulțumesc tare mult. Unii consilieri sunt de-a dreptul gașcă acolo pentru primar. Am mai văzut cazuri. Mihai, salutare, ești la România în direct. Salutare, m-auziți? Da, te ascultăm. De unde ne suni? De pe drumurile țării, mă îndrept să București. Am urmărit aseară pe Facebook drumulete postate de anumiți parlamentari și observăm acea dispută, ceartă, dar niciunul nu am observat că a venit cu alte soluții sau cu o discuție despre o reformă cu adevărat în administrație. Pentru că avem nevoie de o reformă în administrație. Pentru că asta era singura soluție care trebuia dezbătută, pentru că sunt foarte multe posturi
în primării, care plimbă doar niște hârtii și cam atât. Adică într-o primărie de comună, să spun maxim 4-5 angajați muncesc cu adevărat, iar restul la țigară și la cafea. Fii atent. Mesaj primit acum. Salutare, lucrez la o firmă privată care oferă servicii administrației publice. Prin natura locului de muncă, m-am plimbat prin toată țara, la instituții publice, primării de comune, municipii și administrație centrală. Într-adevăr, salariile funcționarilor sunt foarte mici, iar nivelul de muncă este foarte mare. Problema este că munca e ineficientă, nu este nimic eficientizat și optimizat. În primăriile de comune, oamenii lucrează toată ziua să întocmească foi, situații și rapoarte, majoritatea manual. Ce zici de treaba asta? Da, mă lovește de lucrurile astea tot timpul, adică am în care suntem tot cu foi, am rămas cu dosare, cu șină, cu birouri pline de dosare, oameni în plus care pot fi schimbați de către un computer performant, cu da. Știi, mă gândeam că ăsta este digitalizarea. Am văzut-o făcută în câteva orașe din România. Mulțumesc tare mult, Mihai. Am văzut digitalizare. Dar la țară, când mă uit, nici nu știu dacă cineva va îndrăzni să facă chestiunea asta, cu excepția, desigur, a două, trei glorioase comune care au primari mai luminați. Aș auzi-o pe Ana, care e consilier, înțeleg. Salutare, Ana. Ne auzim? Ia să vedem dacă reușim să o prindem pe Ana. Cred că e pe linia nouă. Dacă... Salutare, Ana. Bună ziua. Unde ești consilier? Sunt consilier local într-o comună din județul Mehedinți. Deci, ce vreau eu să spun, că partidele politice PSD și PNL, într-adevăr, sunt interesate să mărească salariile primarilor, pentru că de la primării își iau înapoi parandărâtul pentru partide. Eu am rămas surprinsă când am ajuns consilier și am văzut ce se întâmplă. Deci Consiliul Județean alocă bani către bugetele locale cu destinație precisă, adică pentru un obiectiv anume. Și am rămas surprinsă că pentru obiectivul respectiv documentația tehnică costa exact suma care o aloca Consiliul Județean bugetul comunei respective. Documentația tehnică este făcută de firme înființate de prin diversi interpuși, sau cum să... Da, înțeleg sistemul, adică nu e prima dată când aud asta și îl înțeleg foarte bine, dar asta este, cum să zic, parte din corupția obișnuită de zi cu zi a partidelor. Asta e modul de funcționare de ani de zile pe care nu reușim să-l oprim. Eu despre asta înțeleg că e vorba. Despre asta este vorba și atunci cum să nu fie interesat să mărească salariul primarului din moment ce el ajută? Deci este mâna dreaptă, efectiv, în a fura bani. Bun. Aici vine vorba de furt. Când e vorba de muncă, mărirea asta de salarii, cum o primește? Nu se justifică. Deci nu se justifică. Deci, cel puțin din ce văd eu la noi în comună. Deci au mărit aparatul. Câți oameni? Câți oameni sunteți? Sunt 21 de angajați. Și înainte funcționam cu 11. Okay. La primăria respectivă. Deci de la 11? Acum sunt 21 de angajați. Efectiv nu au ce face. Stau în fața primăriei. La ora 1 pleacă acasă pe rând, care cum, nu. Și câți locuitori sunteți acolo în comun, așa, cu aproximație? Păi suntem 2300 de locuitori. 21 de oameni la primărie, la 2300 da, de oameni? Da, 21 de oameni, și da. Mai e vreo firmă în localitate care are 21 de angajați? Nu există. Excelent. Și banii vi faceți din comună sau vin de la guvern? Banii se face din comună. Eu sunt într-o comună în Clisura Dunării, unde, într-adevăr, comuna este foarte bogată. Au venituri. Ok. Din ce? Asta era curiozitatea mea. Venituri din... Din impozitele pe pensiuni.
Ah, ok. Da, uite, bine de știut. Am mai învățat ceva din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc, Ana. Vânzări de terenuri. Deci comuna noastră a vândut peste 400 de hectare de teren s-au vândut. Ale comunei? Din domeniul privat, da, al statului? Da, către... Din domeniul privat, da. Către... Deci chiar s-au încălcat hotărât de Consiliul Local și s-au vândut, chiar dacă n-au fost aprobate. Ei le-au trecut ca adoptate și s-au vândut terenul. S-a dezmembrat baza sportivă, s-a parcelat și s-a vândut. Excelent. Fără hotărâre de Consiliul Local. Bravo. Și atunci lor le mărim salariile, adică domn primar... Lor le mărim salariile. Dar știți ce este surprinzător? Pentru că s-a încălcat de atâtea ori hotărârile de Consiliul Local, prefectul știe, pentru că în momentul acum un an și ceva, când s-a vândut baza sportivă, deci s-a încălcat, la fel s-au adoptat hotărâri fără majoritate calificată, am făcut adresă către prefectură, prefectura au acționat în instanță, s-au anulat hotărârile respective, dar nu s-a luat nicio măsură. Nu a plătit nimeni pentru asta. Mulțumesc pentru relatarea ta onestă. Vă scriu din Bihor. Nevastă mea este funcționar public, eu lucrez în privat. Vreau să vă spun că salariile din primărie nu sunt mari, sunt extrem de multe. Deci, nu, atenție, nu sunt mari, sunt extrem de multe. 50% iau banii statului degeaba. Stimați cetățeni din Parlament, emisiunea asta se încheie aici, dar vreau să zic așa, stimați cetățeni din Parlament, tare mi-e teamă că ați purtat dezbaterea greșită. Când cei de la AUR și de la USR v-au zis că în mare măsură vă plătiți pilăraia de partid, în mare măsură cam asta faceți. Asta nu înseamnă că nu există muncitori onești și buni și primari destoinici în primăriile din România. Există, dar voi adresați problema în mod greșit și în momentul în care faceți o mărire salarială tip pătură, care atinge pe toată lumea, cu siguranță veți nemulțumi și veți face extrem de multe nedreptăți. Nu așa trebuie adresată această problemă, ci mult mai așezat și pe anumite paliere profesionale din primării. Cât despre reforma administrației, de fapt, aceasta este marea problemă, cea de care vă feriți. Și aici se vede ipocrizia și, de fapt, faptul că aici este loc de furat. Câtă vreme nu o să rezolvați asta, de fapt, România nu va funcționa bine și va funcționa, de cele mai multe ori, doar în interesul vostru. Zic să-i punem punct aici, dar e o chestiune la care o să ne mai întoarcem. Sunt Cătălin Striblea, asta e România în direct. Vă mulțumesc și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.